Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi fac citirea pentru o zi de vibrație 18, pentru a vedea ce mesaje ne pot apărea și cum putem naviga prin energia acestei zile. Luați de aici, vă rog, doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc cu drag tuturor celor care sunteți abonați și îmi lăsați mesaje, le citesc, atât că nu apuc mereu să răspund la toate, iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit, vă puteți abona, puteți apăsa butonul de like, pentru că asta ajută algoritmul din YouTube să priceapă, să înțeleagă că acest tip de videoclip este unul de interes pentru voi. Avem o zi de vibrație 18, în tarot avem luna, iar în Lenormand avem cățelul. Să vedem întâi de toate ce ne spune astrograma momentului, care ne aduce o lună în rac. Da, luna este guvernatoarea racului, stăpână de casă a patra. Chestiuni care au legătură cu casa voastră pot apărea astăzi în discuție. Care vă este locul? Unde mi este locul și alături de cine? Vedem aici că există în continuare aspect tensionat între Marte și Uranus, aspect care ne aduce nervozitate, însă Uranus într-o vibrație foarte înaltă ne aduce sclipire de geniu, în sensul că îl ajută pe Marte să-și depășească condiția de instinct primar, pentru că și în arcana luna avem lupul și câinele și nu este o coincidență. Evoluăm sau rămânem la nivel de instinct primar și nu ne depășim condiția în viață? Degeaba noi vrem lucruri bune dacă nu ne deschidem mintea și sufletul către bunătate, către grație și către recunoștință. Mai departe avem un aspect tensionat între lună și Mercur. Mercur este în berbec și spune gândește cu capul tău sau contează doar ceea ce vreau eu. Eu sunt singur pe lume. De ce? Mercur înseamnă a gândi, iar berbecul a fi. Doar eu contez. S-ar putea să vină cu o ușoară doză de egoism. Atenție la aceste aspecte. Iar în aspect cu luna din rac, ce simt eu sau ce simte persoana aceasta pentru mine? Pentru că eu vreau acum un răspuns, eu vreau acum să știu. Dar de ce vreau să știu? Din motive de nesiguranță, din teamă și din frici. Este o zi în care fricile pot ieși la suprafață și abordarea noastră, la nivel de mental colectiv, poate fi aceea de atac și fug, nu am răbdare, sau mă irită ce-mi spui tu, nu am răbdare cu tine, vreau să știu odată ce simți pentru mine, sau într-un conflict, într-o dinamică cu cineva anume, nu-mi pasă de ce spui tu, hai fă-ți treaba pentru că eu am nevoie de X, Y, Z lucru. Nu așa stau lucrurile, noi suntem parte dintr-un întreg și atunci când livrăm acest gen de energie, acest gen de energie se întoarce către noi. Mai departe avem sprijin de la Venus și de la Saturn în pești, care ne ajută să ne maturizăm și să ne dăm seama că sufletul este de fapt tot ceea ce contează și că prin iubire reușim în această lună, dar și în această viață să avansăm. Dacă nu avem suflet bun, trăim, ne descurcăm, dar în egală măsură traversăm și fel și fel de lecții, situații și provocări în această viață și ulterior ne vom întreba de ce mi se întâmplă mie toate acestea. Pe de altă parte, avem un aspect favorabil între Soare, Neptun și Pluto. Aspect care ne ajută să ne accesăm subconștientul și să ne înțelegem mai bine. Dacă ne maturizăm, dacă ne detașăm de persoana noastră și de propria noastră dorință și voință și înțelegem că noi suntem egali, există egalitate, fraternitate. Asta ne spune Pluton Vărsător, toți contăm, nu este nimeni mai presus ca celălalt, indiferent de ce ne-ar spune nouă ego-ul. Jupiter amplifică tot ceea ce atinge. În acest context, luna se regăsește la 12 grade în astrologie. Sub arcana, spânzuratul. Spânzuratul care ne spune că trebuie să ne schimbăm perspectiva. Dacă ne aflăm într-o situație care s-a blocat, este pentru că trebuie să vedem lucrurile puțin diferit. Fie să nu mai facem situația respectivă despre noi înșine, fie să căutăm o soluție mai bine în altă parte. Este o zi destul de ușoară, este o zi în care
putem descoperi cine ne este alături, cine ne este fidel și care sunt oamenii alături de care putem face pași stabili în această viață, pe cine ne putem baza. Câinele este loialitatea, este prietenul, este acea vibrație a încrederii. În timp ce luna vine cu mister, cu teamă, cu subconștient, cu frici, dar și cu intuiție. În tot ceea ce doriți să întreprindeți pe o vibrație 18, vă puteți axa pe intuiția voastră, să vedeți dinainte de a începe ceva, dacă omul respectiv este potrivit pentru ce anume aveți voi de făcut împreună. Pentru alții dintre voi la nivel de relații, poate fi vorba despre o întrebare pe care o aveți în minte acum. Mă place, nu mă place, mi-este fidel, nu mi-este fidel, să mai fac asta, să nu mai fac asta. Tranzitele se petreceau acolo, foarte multe dintre ele, în casa a 10-a a profesiei. Și eu mă întreb câteodată dacă să mai continui să livrez aceste mesaje sau nu. Norocul meu este că îmi place, pentru că, uite, este nevoie de noi ca un întreg și cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Este o zi în care cineva vă poate dovedi că vă este loial, cineva vă poate revela sentimentele pe care le are pentru voi. Voi puteți să vă schimbați starea de spirit și să ajungeți la o conștientizare, la un nivel de claritate mentală, să vedeți că de fapt ați irosit mult timp crezând ceva și când colo situația este mai bună decât ați fi crezut voi. Iar pentru alții dintre voi este această teamă a lipsei de încredere în voi înși vă, pentru că Venus se regăsește în pești, într-o poziție destul de izolată, dar Saturn vine acolo și pentru unii vă trimite în izolare pentru ca voi să puteți evolua, să vă puteți înțelege mai bine, iar altora dintre voi vă oferă șansa de a vă lumina, de a înțelege ce se petrece exact în relația voastră de iubire sau într-o relație cu cineva anume, pentru a avea confirmări. Deci această zi poate aduce și confirmări în legătură cu trăirea sau cu sentimentele cuiva pentru voi. Acum, voi lăsa acest set deoparte, este cel al druizilor și îl voi lua pe acesta să vedem ce ne spune și energia oracolului. Să te uiți la binecuvântările tale, să vezi exact ce se întâmplă în jurul tău pentru a te asigura că ceea ce simți este corect. Sau uită-te la acțiunile oamenilor pe care îi ai în minte acum, pentru că îți pot arăta în plan subtil exact ce gândesc și ce simt pentru tine. Avem respingere și escapism. Este de la energia arcanei Luna. După cum spuneam, acolo se regăsește lupul și câinele, instinctul primar și condiția noastră evoluată. Pe cine hrănesc astăzi? Omul neevoluat sau omul evoluat? Mi-este teamă că sunt abandonat și vreau să fug de aici. Sau poate cineva, într-un anume moment, în relația cu voi, a vrut să scape și să fugă de relație, dar cumva se convinge pe sine că teama este a sa și că nu are legătură cu voi și revine. Deci cineva își poate întoarce perspectiva, se poate întoarce la 180 de grade din drum pentru a relua o discuție, o relație, o interacțiune cu voi. Să vedem mai departe. Cineva se poate răzgândi, să știți. Sau dacă nu era sigură această persoană, acum cumva se convinge sau are o stare mai melancolică, mai nostalgică și se întreabă, oare am făcut bine, oare nu am făcut bine, pentru că uite, persoana aceasta este bună la suflet și chiar are sentimente pentru mine. Sunt fricile mele sau ceva nu a funcționat în relația noastră? Regina Albină și numărul 11. Este o zi de armonie. Întunericul nu există fără lumină și lumina fără întuneric. Este o zi prin care multe lucruri pot ieși la suprafață. Fiecare dintre noi poate căpăta claritate mentală acolo unde are dubii sau întrebări fără răspuns. Voi sau persoanele dragi vouă, persoanele cu care interacționați astăzi, puteți avea parte de niște concluzii foarte sănătoase și foarte coerente despre cum se desfășoară lucrurile.
Și aici avem atingem cerul cu mâna. Cineva vă întinde astăzi o mână de ajutor sau poate lansează o intenție. Veți vedea mișcare în zona relațiilor. Un semn de viață, să-i spunem așa, pentru o potențială reconectare, pentru o potențială discuție. Este o zi foarte bună pentru lucruri care sunt de suflet și care chiar contează. Pot fi legături cu trecutul vostru, cu părinții voștri, dacă aveți rana de abandon, dacă, nu știu, în copilărie ați fugit de acasă sau ați simțit că sunteți ignorați, neglijați. Este acum un foarte bun prilej să vă înțelegeți viața și să separați puțin copilul interior de adultul din voi, pentru că viața aceasta are și binecuvântări. Cumva fiecare dintre noi are o traiectorie deloc întâmplătoare, prin care poate să-și depășească condiția instinctului primar. Poate reveni cineva din trecut cu care ați avut o relație, care v-a creat disconfort, care s-a purtat irațional. Toate aceste lucruri se pot întâmpla, pentru că persoana respectivă poate avea astăzi un soi de conștientizare că s-a purtat imatur, irațional, că s-a temut nejustificat de ceva anume. Uite, avem anotimpul foarte frumos, vara, numărul 2 al parteneriatelor. 18 însumat ni-l dă pe 9, iar 9 este un sfârșit de ciclu. Și aici avem mama. Avem ca perioadă de timp 3-6 luni. Și 9, 3-6-9, 3-6-0, parteneriate, care, uite că astăzi se pot relua. Apare în câmpul vostru vizual o problemă, un interes anume pentru ceva care este de suflet. Puteți obține niște lucruri. Avem și fecioara aici, cu foarte multă meticulozitate. Atenție la critică, acolo unde au existat provocări în relație din cauza luptei pentru putere. Poate v-ați criticat, poate ați avut așteptări prea mari unul de la celălalt. Acestea se pot alchimiza. Le puteți depăși. Avem roata karmică, roata destinului. Venus și Saturn se regăseau în pești în casa a 8-a din astrograma momentului. Iar gemenii ne vorbesc despre comunicare. Comunicăm despre resursele noastre împărtășite, comunicăm despre siguranță, despre intimitate, despre sexualitate. Scoatem la suprafață misterul. Elucidăm misterul, subiecte tabu, conversații sau discuții pe care înainte nu puteam să le avem. Poate persoana respectivă nu vă contactează în mod direct, pentru că vorbim despre casa a 8-a, care este una a planului subtil și a telepatiei, dar cumva cineva se gândește cu foarte multă profunzime în această zi la lucrurile care au rămas nespuse. Și aici avem cârligul de la undiță, tot casa a 8-a. Cum să facem lucrurile să funcționeze? Vărsătorul, să știți că vine cu o vibrație ușoară în general, vine cu detașare, vine cu am luat lucrurile prea personal și nu era cazul, sau cu această revelație a faptului că poate am făcut rău atunci când nu era cazul, cu o conștientizare, cu o înțelepciune. Mă simt lipsit de putere, cineva s-ar putea să se fi simțit lipsit de putere și tocmai de aceea să fi atacat și să fi fugit, sau voi astăzi veți desluși un mister, o situație care v-a apăsat și v-a chinuit pe unii dintre voi o lungă perioadă de timp. Norocul vi se întoarce, vi se schimbă norocul, vi se schimbă drumul, vi se schimbă calea, puteți accesa abundența și puteți face lumină în povestea voastră. Să vedem, în zona relațiilor, avem pajul de monede, o intenție, un gând concret, o idee concretă. În zona planului material, moartea. Și în zona planului emoțional, avem 9 de monede,
care a apărut într-adevăr în poziție întoarsă, poate denota o ușoară nesiguranță, dar în egală măsură și o confirmare că există o soluție în zona relațiilor. Pajul acesta de monede poate veni de la influența conjuncției dintre Venus și Saturn, care aduc stabilitate. Fie aduc o situație care a persistat și care acum cere o concluzie. Puteți găsi o concluzie acolo unde înainte vă temeați, puteți elucida un mister acolo unde înainte era doar umbră. Se face lumină. Pentru cei care sunteți singuri, o intenție reală, o șansă să întâlniți pe cineva. Poate să fie această șansă declanșată, se poate crea acum o oportunitate care dezlănțuie un lanț de evenimente în următoarele 3 luni pentru ca voi să întâlniți pe cineva. Este această roată karmică care se învârte, vedeți? Cineva aruncă momeala, cineva începe să vă curteze. De la cum erați înainte, situația va evolua. Vă veți uita unii dintre voi în trecut, și nu vă va veni să credeți că ați fost singuri o perioadă. Pentru alții dintre voi este important să ieșiți din starea de victimă și nu într-un sens negativ spun victimă, ci să vă depășiți voi trauma aceasta de abandon, fiecare cum poate mai bine, pentru că s-ar putea, din cauza că aveți în voi această frică să aveți mereu oportunități să întâlniți pe cineva, dar cumva oamenii respectivi să nu poată rămâne într-o relație stabilă pentru că vă reflectă vouă această traumă de abandon. Până la urma urmei, noi rezonăm unii cu ceilalți în funcție de ce este înăuntrul nostru. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici s-ar putea să fie discuții legate de copiii voștri, de timpul pe care îl acordați copiilor voștri și asta să fie tema principală în acest moment, să aveți cumva discuții, apăsări care țin la nivel de familie, de copiii voștri, unii dintre voi să stați de vorbă cu partenerul pentru a nu repeta modalitatea în care părinții voștri v-au crescut pe voi. Ca o paranteză, au făcut ce au putut în energia acelui trecut. Pentru alții dintre voi, poate doriți să mai faceți un copil și asta poate apărea în discuție aici, iar pentru alții dintre voi, cumva s-ar putea să apară niște discuții despre îmi ești loial, nu mi ești loial, nu mă simt bine, nu mă simt în siguranță, simt că mă ignori, simt că petreci foarte puțin timp cu mine sau te-ai schimbat. Această nesiguranță vine de la Arcana Luna și de la Câine, de la cățel, da? De la arcana din Lenormand. Nu știu unde mă poziționez. Iar pajul de monede spune: stai liniștit, este o frică a ta permanentă din copilărie care activează acest soi de discuții, o poți identifica în tine și ulterior îți poți da seama că lucrurile nu sunt în această viață alb și negru, ci că există și o zonă gri în care fiecare dintre noi vine cu ce are mai bun și pune pe masă, dar și cu bagajul emoțional acolo. Mai pot exista discuții despre bani, despre provocări financiare, despre o reușită pe care o aveți acum, deși v-a fost teamă că nu vă descurcați sau că nu reușiți ceva anume. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, această traumă a abandonului, separarea voastră este de natură karmică pentru a vă învăța pe voi să vă simțiți în siguranță cu voi înși vă în primul rând. Este o plată karmică aici, dar în egală măsură este și capacitatea voastră de a ieși dintr-o postură de sacrificiu și din izolare. Dacă v-ați separat de cineva, nu opriți viața în loc, ci continuați cu viața voastră, cu bine, să vedeți bine și să fiți optimiști, pentru că șansele de reconectare sunt mai degrabă așa. Pentru alții dintre voi care v-ați bănuit partenerii de infidelitate, încercați să vă dați seama dacă lucrurile cu adevărat au fost așa, pentru că s-ar putea să fi fost pentru unii dintre voi doar zvonuri sau doar părerea voastră. Să vedem mai departe.
Pajul de monede clarifică pajul de monede. Aș vrea să fac ceva, dar îmi este puțin teamă. Nu știu dacă este bine să acționez sau nu. Este o zi ușor emoțională în care s-ar putea unii dintre voi, deși știți ce vreți, să vă simțiți nesiguri, timizi, să vă îndoiți de persoanele din jurul vostru sau de voi înșivă. Din nou apare această temă a copilului abandonat sau a copilului nesigur pe sine, care astăzi este adultul din voi. Tuturor ni se întâmplă asta. Pajul de monede confirmă faptul că vor exista discuții de la care să porniți, care pot duce către stabilitate. Să vedem mai departe. Luna. Nu știu ce să fac. Nu știu când pot cunoaște pe cineva. Puteți cunoaște pe cineva pe măsură ce soarele capătă mai multă forță pe bolta cerească. Pentru unii dintre voi poate apărea o sarcină neplanificată, pentru alții dintre voi poate aveți dubii legate de paternitatea copilului, pentru alții dintre voi poate fi vorba despre faptul că cineva de care v-ați despărțit are un copil, are, nu are. Aceste dubii legate despre o sarcină sau despre un copil pot apărea astăzi aici. Pentru alții dintre voi aveți nevoie de o garanție și de o certitudine în legătură cu sentimentele cuiva pentru voi astăzi și o puteți căpăta. Vedeți, aici este o legătură la ochi, nu văd cu claritate și vreau să fug. Sau persoanele la care vă gândiți voi sunt confuze în acest moment și singurul lucru pe care îl pot face este să se îndepărteze, să se retragă, pentru că au ele însele acest sentiment de abandon prezent în conștiință. 10 de cupe. Până la urma urmei, lucrurile vor fi bune. 10 de cupe aici vorbește despre faptul că absolut toți putem avea parte de iubire în această viață, dar că ne atragem partenerii în această viață în funcție de trăirile noastre personale. Acum, aici energia vă spune să aveți mai multă încredere în voi înșivă, că nu este totul pierdut și că este alegerea voastră cum se vor desfășura lucrurile și cât de stabilă este relația din care faceți parte acum. Pentru cei singuri, da, vă puteți deschide sufletul pentru că poate apărea cineva, cineva vă prezintă o intenție, vă curtează, veți ști, nu va rămâne un mister acest lucru și poate duce către ceva foarte frumos. Pentru alții dintre voi, pentru cei care sunteți în cupluri, temerea voastră este ușor nejustificată. Este doar energia momentului prezent care vă aruncă în această sferă a neîncrederii și a dubiilor. Pentru că se activează copilul interior din voi care are frici și temeri. Energia vă spune că partenerii voștri de viață sunt de încredere pentru unii dintre voi, că aveți pe ce să vă bazați și că mai bine discutați despre lucruri decât să presupuneți. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, este necesar în această zi, în această perioadă, să vă convingeți dacă vreți cu adevărat o împăcare sau nu, pentru că s-ar putea să fi devenit acest gând predominant în mintea voastră, o rutină, un tipar de gânduri. Pur și simplu, voi să vă fi programat mental, vreau să mă împac, vreau să mă împac, în fiecare zi să fi spus acel lucru, dar de fapt, să nu vă fie clar dacă o relație mai poate fi reluată sau nu. Vreau să clarific luna și 10 de cupe. Uite, ne-a apărut în altul preot în poziție întoarsă. Nu știu sigur ce vreau. Vreau și nu știu ce vreau, spunea un cântec. Cam așa este energia astăzi. Nu știu ce vreau, nu știu ce simt, lasă-mă în pace, nu mă lăsa în pace. În altul preot spune că apare cineva pentru cei singuri și că relația poate fi una frumoasă, de viitor și stabilă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, nu știu dacă mai vreau să fiu aici, nu știu ce simți pentru mine, întrebați și veți afla. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, nu știu ce face acest om, mi-ar plăcea să mă împac cu el, dar nu știu nimic de viața lui. Mă simt izolat, abandonat, deși eu în continuare sunt aici, aș vrea să se întoarcă la mine. Se poate întâmpla acest lucru sau nu? Ideea este că această energie de momeală
S-ar putea să fie una destul de iluzorie, să tratați lucrurile cu mai multă lejeritate, fără a se crea în sufletul vostru acest vârtej, acest tsunami emoțional pentru unii dintre voi, pentru că vă afectează, vă întăriți această traumă de abandon. Să vedem mai departe. Regele de monede. Totul va fi bine. Uite, regele de monede vine cu certitudine și cu garanție că lucrurile până la urma urmei persistă. Acum ideea este cum persistă. Persistă separarea, persistă ideea aceasta de frică prin care generez emoția și atrag în viața mea oameni care într-adevăr îmi confirmă că nu pot avea parte de o relație sănătoasă, sau încrederea mea în mine însumi sau însămi astăzi îmi dovedește că pot avea parte de o viață frumoasă și binecuvântată. Pentru cei care sunteți singuri, uite că există de la o relație de prietenie, de la ceva complet insignifiant, se poate naște o relație frumoasă de iubire între voi și cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, poate apărea această discuție că suntem împreună doar pentru că avem copii, sau poate apărea o discuție despre fricile noastre, despre fidelitate, despre faptul că nu știu ce faci, nu petrecem timp împreună, dar până la urma urmei, dacă discutați armonios și detașat, fără certuri, vă puteți lămuri dacă sunteți lângă omul potrivit sau nu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii dintre voi s-ar putea ca persoana la care vă gândiți voi acum să fie deja pe un alt drum, într-o altă relație. Și puteți afla aceste lucruri, puteți să vă convingeți că nu mai este cazul să așteptați pe cineva care nu se uită înapoi. Iar pentru alții dintre voi poate exista această turnură de situație prin care persoana de care v-ați despărțit voi acum să conștientizeze ce greșeală a făcut și să revină înapoi către voi. Să mai luăm un mesaj în zona relațiilor. Cum poți suprascrie sentimentul ăsta de respingere sau de ce s-a activat? Pentru că nu există claritate. Vedeți, sunt dubii și din nou apare tema arcanei Luna. Sunt doar dubii. Este o zi prin care, dacă vreau să știu ce simte cineva pentru mine, mă pot convinge, mă uit la fapte, mă uit la exemple concrete sau discut deschis, amical, despre ceea ce mă supără, ceea ce mă deranjează. Dacă sunteți singuri și cunoașteți pe cineva, sub ce arhetip vine persoana respectivă către voi? Înțelept, om cult, om citit, s-ar putea voi să vă simțiți un pic timizi, s-ar putea să simțiți că nu sunteți suficient de buni. Atenție la acest lucru, pentru că aveți o teamă că nu aveți ce să oferiți sau ceva de genul acesta, nu sunteți suficient de buni și atunci acea emanație a fricii vă poate sabota. Mai este ceva aici. Nu urmăriți voi această persoană, nu inițiați voi. Aveți răbdare până în punctul în care persoana respectivă își arată clar intențiile față de voi. Pentru cei care sunteți într-o relație de cuplu deja, clar văzător, să spunem așa, și o conexiune cosmică care implică într-adevăr karmă, partenerul vostru ar trebui în această zi sau în această perioadă să vă citească gândurile, cumva. Deci vedeți că starea voastră din interior este destul de amplificată și într-o oarecare măsură așteptările voastre sunt ca persoana de lângă voi să știe deja ce simțiți. Nu vă poate citi gândurile, exprimați voi trăirea voastră prin arhetipul gemeni, spuneți ce aveți pe suflet pentru a clarifica lucrurile. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cum este acest om acum? Imatur, copilăros, în fața unui început, apare ca nebunul, ignorant, impulsiv, are alte treburi mai bune de făcut, se uită către alte lucruri, trăiește clipa, omul acesta în acest moment,
nici el sau nici ea nu știe ce vrea să facă cu viața sa. Și atunci este clar că merge pe un drum așa fără destinație până când ceva se întâmplă și poate îl întoarce din drum sau o întoarce din drum sau se împiedică și atunci conștientizează niște lucruri mai profunde. În zona planului material, moartea vine cu o transformare. Ceva se încheie și altceva renaște, se naște o nouă oportunitate. Poate unii dintre voi nu mai vreți un anume loc de muncă sau vi s-a respins un credit. Nu primiți un răspuns de la o autoritate. Aveți o provocare care simțiți că s-a blocat. Vă simțiți voi blocați și nu știți cum să soluționați. Este o perioadă de tranziție prin care, la nivel de resurse împărtășite, lucrurile se vor regenera. Unii dintre voi trebuie să semnați niște acte sau trebuie să vă documentați înainte de a acționa. Țineți minte acest aspect pentru că îl implică pe Mercur. Mercur este gândirea, intelectul, discuția, comunicarea, dar și tranzacția. Dacă ceva nu s-a putut îndeplini, nu s-a putut semna, este pentru că trebuie cumva să mai verificați o dată, lucrurile trebuie să fie corecte. Fie vi s-a refuzat un contract, dar bine că vi s-a refuzat pentru că ați fi fost neîndreptățiți, fie dacă voi doriți să vindeți un imobil, să spunem, s-ar putea să fie prețul un pic mai mare decât piața în acest moment prezent. Sunt doar exemple, dar care se pot aplica, le puteți adapta voi. Nu mai vreau acest loc de muncă. S-ar putea să fie o situație de moment în care voi nu vă simțiți ascultați. Poate pentru unii dintre voi au loc aici disponibilizări sau se întâmplă ceva la locul vostru de muncă și vă întrebați dacă să mai continuați, dacă să nu mai continuați, pentru că situația acolo este destul de neclară în acest moment. Regina de cupe. Este o zi emoțională, dar este o zi și prin care, dacă întrebați, vi se răspunde, să știți, cu vorbă bună. Nu este o zi neapărat conflictuală aceasta, ci puteți rezolva lucrurile foarte ușor, vi se poate întinde o mână de ajutor foarte ușor sau o femeie sau prin energie feminină, prin a aștepta a fi în recepție și a avea încredere, rezolvați aceste lucruri. Pentru alții dintre voi, dacă simțiți că ați fost neîndreptățiți sau discriminați într-o oarecare măsură, puteți regla lucrurile cu foarte mult curaj și detașare. În alta preoteasă, cineva vine și vă oferă o informație, vă face o recomandare, vă oferă un sfat care va fi foarte bun pentru acest nou început. Vedeți, este teama voastră că nu știți unde și către ce se îndreaptă această zonă din viața voastră. Nu știu dacă reușesc, am nevoie de bani. Poate fi o chestiune legată de o moștenire din partea părinților voștri. Poate fi o succesiune care se întâmplă acum. Poate fi vorba despre un divorț care nu știți unde duce. Divorțul acesta duce la fraternitate, egalitate, trebuie să fie corect pentru toată lumea. În alta preoteasă vine cu posibil niște zvonuri sau cu această neliniște că nu știu ce să fac ca următor pas la mine la serviciu sau nu știu ce se petrece în lumea largă, dar până la urma urmei aflați. 8 de bâte. Până la urma urmei aflați. Trebuie doar să comunicați pentru că există aici progres. Dacă vreți să vă relocați în altă țară, s-ar putea să aveți nevoie de mai multe documente sau să vă duceți, dar la un serviciu deja găsit, într-o locuință deja închiriată. Nu așa pur și simplu să vă încercați șansa. Și 3 de bâte. Până la urma urmei, aflați și lucrurile se soluționează. Mai aveți o încercare. În cazul în care vă simțiți în pericol la locul de muncă, nu știți dacă lucrurile sunt sigure sau nu, cu siguranță veți afla în ce poziție vă regăsiți în acest moment și vi se va oferi o altă alternativă. Vă găsiți un alt loc de muncă, alții dintre voi vreți să scăpați de aici și veți putea să o faceți. Pentru alții dintre voi pleacă un șef, un manager care v-a stresat. Pentru alții dintre voi vin niște răspunsuri pe care le așteptați de mult timp. Decizii, acte oficiale.
Avem cartea Tăcerea întoarsă. Deci pe semne că este o situație cu care v-ați confruntat de ceva vreme, dar care acum este adusă în lumină și vine răspunsul pe care îl așteptați sau soluția de care aveți nevoie în zona financiară. Cineva vă contactează și vă face o ofertă de serviciu. Dacă nu vă găseați un serviciu, mai căutați, pentru că nu era locul, nu era cadrul și contextul potrivit pentru voi. Dacă vi s-a refuzat un credit, atenție, mai jonglați cu numerele, cu cifrele. Ori era prea mult, ori era prea puțin, ori v-ați fi înscris, ați fi semnat niște documente și ulterior nu ați fi putut plăti. Atenție la aceste detalii, pentru că niște bani vin către voi, o ofertă de serviciu vine, o decizie vine aici, primiți niște lucruri, dar egalitate, fraternitate. Veți primi exact atât cât trebuie în acest moment pentru a nu fi voi copleșiți. Iar în zona aceasta emoțională, 9 de monede ne-a apărut în primă fază în poziție întoarsă. Nu mă simt bine cu mine însumi sau însămi, am o stare ciudată. 9 de monede în esență vorbește despre siguranță de sine în planul material, eu mi-am învățat lecțiile, știu cine sunt, merg înainte fără să-mi pese de gura lumii. Ei, iată că în această zi cumva sunteți voi mai timizi, poate pentru că este luni și vorba aceea, luni nici iarba nu crește, dar în egală măsură vă puteți reveni. Luna, bineînțeles, pentru că este Monday, luna, ziua lunii, nu? Este o ușoară teamă aici. S-ar putea unii dintre voi să aveți senzația că faceți lucrurile în zadar, că doar voi vă ocupați de niște treburi, că la locul de muncă colegii sunt mai superficiali și neinteresați, că, nu știu, clienții voștri au așteptări de la voi inutile și că au senzația că totul li se cuvine, dar lucrurile acestea se pot regla. Fiecare primește ce plantează. Regele de cupe. Uite că până la urma urmei, vedeți, aici avem regina și aici regele. Prindeți încredere, cineva vă ajută, cineva vă răspunde. Vă răspunde, vă corespunde emoțional, nu știți dacă cineva vă iubește sau nu, nu știți dacă persoana la care vă gândiți voi s-a hotărât sau nu în privința voastră, nu știți de ce simțiți această nesiguranță față de partenerul vostru sau de ce partenerul vostru poate în această zi se poartă un pic ciudat. Magicianul și totul se rezolvă prin comunicare, veți afla toate aceste lucruri. Trebuie doar să vorbiți și să discutați. Parcă unora dintre voi vă este teamă să deschideți gura și să spuneți ce simțiți. Fraternitate, egalitate, prietenie. Vorbim ca doi prieteni. Asta este cheia succesului. Și recompense. Ziua vă întoarce o energie bună dacă voi luați lucrurile lejer și degajat. Talismanele. Căzut și asta. Uite o vizită care se poate anunța, un mesaj pe care îl puteți primi, o veste pe care o așteptați, o decizie pe care o așteptați, pe care ați așteptat-o chiar cu sufletul la gură. În sfârșit primiți un răspuns, unii dintre voi. Bună, îmi vine să plâng. Este o zi plângăcioasă, să spun așa, emoțională, sub arcana luna, dar deopotrivă, să știți că dacă voi sunteți fideli unei cauze, cauza respectivă vă va oferi o răsplată. Pentru alții dintre voi, cineva va scoate la suprafață emoțiile, vor ieși la suprafață emoțiile cuiva pentru voi. Este o zi artistică, poate unii dintre voi aveți legătură cu arta. Arta plastică mai ales se regăsește sub arhetipul pești, unde în acest moment Venus și Saturn fac conjuncție de lungă durată. Poate cineva își dă seama de sentimentele pe care le are pentru voi de multă vreme. Mai există aici ceva. Cineva vă iubește, alege să vă iubească în tăcere, pentru că în acest moment are altceva de făcut. Uite, visează cu ochii deschiși la voi cineva, este într-o călătorie, are niște lucruri de care se ocupă, atenția sa este distribuită, este trasă în altă parte. Este o persoană foarte ocupată pentru unii dintre voi aici. Uite,
care este mereu contra timp, contra cronometru, dar puteți, într-un final, să stați de vorbă. Este o zi a iubirii, să știți, dar în care toată lumea va fi ocupată. Toată lumea se va ocupa de lucruri. Uite, cineva se uită către voi. Cineva are sentimente pentru voi, să știți. Persoana asta la care vă gândiți, unii dintre voi, are sentimente pentru voi. Oho, și sufletește, așa se uită către voi, și atracție fizică, și pasiune este aici. Cineva care are legătură cu Franța sau cu limbile latine, poate, sau cineva cu care ați avut o relație de iubire care poate a fost interzisă sau ascunsă, secretă, sau nu s-a știut despre voi. Se repetă acest talisman. Cineva își dorește să stea de vorbă cu voi. Și o va face atunci când este pregătit. Încă se teme. Acesta este un glonț. Se teme. Încă se teme. Are o țintă pe spatele său. Ori este teamă să vă spună ceva pentru că se simte vinovată această persoană, ori pur și simplu în acest moment nu poate. Uite, este într-o poziție destul de ingrată în care nu poate acționa. Chiar vrea să vorbească cineva cu voi. Am de 3 ori acest talisman. Pentru alții dintre voi este o vizită. Cineva se întreabă dacă vă caută, cum ați reacționa voi. Mai aveți sentimente pentru ei sau nu? Poate fi un rac, poate fi cineva din semnul peștilor, un semn de apă, dar nu numai. O persoană care întotdeauna v-a apreciat. Poate nu v-a spus, dar v-a apreciat. Se pot aranja lucrurile astfel încât cumva să stați de vorbă. Acest ciclu karmic se încheie în curând. Aici avem vulpea, niște discuții la locul de muncă care declanșează această transformare. Ceva se încheie, fie un șef, o șefă pleacă, fie există acolo o dinamică, niște bârfe, niște lucruri care nu vă plac. Înainte de a da crezare zvonurilor, este important să vă convingeți voi, să vi se spună vouă în față. La nivel de sănătate aici, poate fi vorba despre gât, despre voce, despre răgușeală, despre ceva legat de zona bazinului, aparatul reproducător și la doamne și la domn despre ficat, mai poate fi vorba aici despre piept, atenție, la respirație, la oboseală. Sunt doar măsuri de prevenție, să le spunem așa. Pentru alții dintre voi, niște analize sunt bune. Pisică. Oh, cineva pândește, caută momentul oportun să acționeze. Cineva este pe punctul de a acționa, să știți. Avem berbec. Și Mercur se regăsea în berbec, în quadratură, în aspect tensionat cu Luna. Dacă acționez acum, mi-e teamă să acționez acum, s-ar putea să fie prea târziu, nu știu ce mai simte, nu știu dacă trecutul mai poate fi adus în prezent, etc. Pentru alții dintre voi este cineva care a rămas în trecut și nu prea mai poate fi întoarsă persoana aceasta din drum și aici se închide acest ciclu karmic. Inițialele sunt NFZ. Oh, Noua Zeelandă. Poate fi vorba despre Noua Zeelandă sau despre o insulă. Cineva se simte izolat. Poate fi vorba despre cineva cu care nu ați mai vorbit de mult timp și care nu știe ce face, ce vrea, ce își dorește. Sau poate fi vorba despre o călătorie. O lungă călătorie care a implicat sacrificiu, care a implicat onoare, cinste. Dacă drumul vostru s-a despărțit într-un anume punct, a fost pentru că a fost mai bine așa, dar într-un final, binele învinge. Veți avea unii dintre voi parte de o invitație la un eveniment, la o petrecere, de ceva foarte amuzant, iar alții dintre voi aveți nevoie de odihnă. Pentru alții dintre voi, necunoscuta devine cunoscută. Fie cunoașteți pe cineva nou, fie se încheie ceva. Avem aici fazan. Exista un joc în copilăria mea și se încheie ceva. Se încheie, se termină jocul, ceva se transformă. Un început, ziua aceasta aduce un început. Ceva se încheie, dar altceva începe. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o zi minunată și plină de reușită, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!